Vă salut, dragi agricultori, astăzi suntem în data din 1 mai. Este prima zi așa frumoasă, sau cred că este până când unica zi atât de bună din acest sezon. Suntem în ajun de Paște și pe această ocazie doresc să vă felicit cu această sărbătoare mare. Noi, ultimii ani, ca și cum avem o tradiție, să facem un filmuleț în ajun de Paște și vă dorim ca Domnul să vă binecuvânteze, să avem parte, într-adevăr, de un an foarte bogat în acest an, să putem fi în această sărbătoare împreună cu acei dragi și ce este, cred, cel mai important, să nu uităm și să ne gândim la esența acestei sărbători. Ne întoarcem la albini. Astăzi noi suntem în locație unde vom crește reginile. Acum câteva zile am adus câteva familii aici care vor avea rolul de crescători de boci și ceva familii de trântori. Pe parcurs o să mai aducem. Suntem acum în etapa când încă alegem familiile de tate. Astăzi o să vă prezint ce facem cu o familie care săptămâna viitoare deja va deveni un crescător, adică încă folosim la maxim potențialul care are această familie. Familiile care vor fi crescători rămân încă sus, adică noi nu facem revers, familiile care sunt familii standarde care vor răspunde de creșterea trântorilor sau familii care merg pe producții, deja facem reversul, poate deja după sărbători o să arătăm cum facem și lucrarea la acele familii. Acum o să mustărăm cât mai rapid să facem ceea ce facem noi. Sigur că pentru crescători noi ne stărim să alegem familii bune, sau aș spune familii foarte bune. Numai decât familii date la fel să aibă o istorie bună, ceea ce e legat de cules de mieri, rezistența la boli, la iernat. Anul acesta noi o să mergem sau o să folosim metoda de creștere în prezența reginilor și din cauza asta noi ne speruim să alegem familii care o să fie buni sau foarte buni. Familia dată pe data de 22 aprilie a primit o ramă pentru trântori. O să vă rog, Victor, să vii mai aproape să vedem cum se arată. Sigur că deja mai târziu o să prezentăm când o să fie căpăcit. Este foarte, foarte frumos, sigur că noi asta foarte mult ne bucură. Acum, în corpurile de sus sau în familie, noi nu prea avem loc. Noi o să scoatem 3 rami. Nu are importanță care puieț sau cunierii. O să le scoatem și o să punem listuri sau o să punem faguri artificiale. Și ramele care o să le scoatem, o să le punem în corpurile de jos, că acolo avem rami goale. Și ca să nu ne complicăm, noi începem a scoate direct din margine. Familii bune, sigur că deja trebuie de extins, de rupt cu faguri, altfel nu ne scapă nicio rasă. O să pornească roitul. Adică arată să jos și este albină. Cam așa cu el. Așa de fapt începem a pune. Până acum noi n-am făcut această lucrare, adică noi n-am rupt cuiburile.
Acum însă este nevoie. În momentul când acest crescător deja va fi format ca crescător, matca va fi izolată pe faguri aceștia care acum îi punem. Ia ca familie dată o să fie folosită ca exemplu. Și dacă ajungem cu pace și sănătate săptămâna viitoare, o să arătăm cum familia dată va fi trecut în crescător. Vedem că cantitatea de miere încă este foarte multă în stup, ceea ce pe noi sigur că ne bucură. Anul acesta, ceea ce legat de hrană în formă de sirop, s-a folosit pe cea mai mică cantitate față de ultimii ani. Ultima dată s-a dat sirop pe data de 13 aprilie și cred că majoritatea familiilor nu o să mai aibă nevoie să mai intervenim cu hrană. Au miere destulă. Așa, rama cu trânturi deja o scoatem la margine. Acum ne stărim să fim cât mai atenți, că șansa să pierdem matca este foarte mare. Deodată facem și însemnări pe rame să știm cam care e procentajul de familii de rame schimbate. Și acum ținem corpul jos. Aici nu știu dacă o să găsim noi rame goale, dar... Odată cu timpul când încep mai pune fagurii, o să dispară și crescăturile acestea între corpuri. Trânturi deja sunt destui. Noi până acum n-am pornit crescătoria numai din cauza că a fost destul de frig și riscul de a avea rezultate bune era foarte, foarte mare. La familia dată cel mai bine noi o să facem așa. O să scuturăm. O să le punem la apă. Asta e ceva cu ea, dar să o punem la mână, la slapăță. Să lăsăm aici. Cam asta ceea ce facem. O să încercăm, dacă reușim, să arătăm ce facem la familii care facem diversul la caturi. La crescători, cum am mai spus, așa rămâne familia sus. Avem nevoie ca albina să învețe să lucreze pe ordinșul de sus. Și după o să fie făcute anumite schimbări. Încă o dată vă dorim un Paște fericit, fiți binecuvântați și numai bine!